În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Hristos văscrese! Cristul resuscitó! Iubiți credincioși, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Aceste cuvinte le spunea prorocul David cu 7-8 secole înainte de venirea lui Hristos în lume, profețind ziua mântuirii, ziua în care totul va reveni la rânduiala de la început, așa cum Dumnezeu făcuse lumea bună foarte. Ba cum ne spun Sfinții Părinți, prin învierea lui Hristos, noul Adam, adică Iisus, îl ridică pe vechiul Adam la o înălțime mai mare chiar decât era acela înainte de a cădea în păcat. Omul a fost făcut ca să comunice cu Dumnezeu. Și după cum ne spun Sfinții Părinți și în special Sfântul Ioan Scărarul, mintea omului este făcută în primul rând ca să se roage și să-L contemple pe Dumnezeu. Aceasta este funcția principală a minții și orice altă îndeletnicire este de fapt o decădere de la chemarea inițială a omului. Cu toate acestea, omul fiind amăgit, a căzut și Dumnezeu i-a promis că din sămânța femeii se va naște cineva care va zdrobi capul șarpelui. Și chiar dacă prima Evă s-a dovedit a fi foarte curioasă, neascultătoare, din calea afară îndrăzneață și prin aceasta a adus moartea în lume, a venit și noua Evă, Fecioara Maria, care în tăcere și în ascultare de Dumnezeu repară greșeala primei Eve și din ea se naște Hristos, care a venit să zdrobească capul șarpelui, adică să zdrobească lucrarea ireversibilă pentru omul din Vechiul Testament, acelui rău. Pentru că raiul era închis și toți oamenii, fără excepție, chiar și drepții, mergeau cu toții în iad. Cine putea să deschidă raiul? Pentru că un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem e că iadul este închis pe dinăuntru, nu pe din afară, nu Dumnezeu l-a închis, ci oamenii l-au închis. Și trebuia să vină cineva dinăuntru ca să deschidă, să împingă aceste uși. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, a săvârșit anumite minuni, ne-a lăsat învățături, doar toate acestea au fost doar o confirmare a dumnezeirii lui, așa încât oamenii să creadă în el și mai ales să-l mărturisească și să-l urmeze. Și atunci când a venit ceasul sau plinirea vremii, cum spune Apostolul Pavel, Hristos s-a lăsat omorât, pentru ca să treacă prin moarte, să ajungă și el în iad ca toți drepții din Vechiul Testament, numai că el fiind și Dumnezeu, a putut să deschidă dinăuntru acele uși, să le zdrobească și așa cum arată icoana învierii așezată aici în mijlocul bisericii, să scoată pe Adam și Eva de acolo și să-i ducă în împărăția sa. Este foarte important să înțelegem teologia și sensul acestei sărbători, care nu are nicio legătură cu mâncarea, cu mai știu eu ce alte obiceiuri, ouă roșii și așa mai departe. Toate acelea sunt secundare și ele cumva sunt o continuare și o expresie a bucuriei adevărate, care este bucuria că noi L-am cunoscut pe Dumnezeu. Bucuria că noi ne-am botezat în numele Sfintei Treimi. Și ce înseamnă că ne-am botezat? Înseamnă că ne-am îngropat împreună cu Hristos prin botez și apoi ieșind din apă am înviat ca oameni noi.
Omul de până la botez și cu cel de după botez nu este același om. Cel de după botez este omul renăscut, omul care încheie un legământ, un testament cu Dumnezeu și făgăduiește că nu va dori nimic decât viața în Dumnezeu. Și cum spuneam și la început, această sărbătoare, de fapt, ne ajută să ne descătușăm, să lăsăm lanțul robiei. Și fiți de acord cu mine că omul dintotdeauna, dar mai ales omul contemporan, este foarte supus robiei de tot felul. Nu e vorba doar despre robia față de bani, că unii nu iau, dar tot ceea ce ne desparte pe noi de Dumnezeu sau se interpune ca un zid între noi și Dumnezeu, aceea este o robie. Iar noi prin botez am devenit doar robi ai lui Dumnezeu și nu mai putem fi robi ai păcatului, robi ai bogățiilor, robi ai patronului, robi ai soțului sau a soției sau a copiilor sau a părinților. Toate acestea trebuie să fie supuse ascultării și relației noastre cu Dumnezeu. Prin urmare, suntem chemați să ne rupem de mocirla grijilor lumești și să ne ridicăm la înălțime, ca fii ai luminii, să-L iubim pe Dumnezeu și să trăim după voia Lui. Și atunci, învierea lui Hristos va fi și învierea noastră. Nu va fi doar o sărbătoare oarecare pe care o dată pe an o sărbătorim în mod deosebit, ci va fi o urcare pe trepte din an în an, așa încât îmbătrânind, crescând, să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și să creștem din putere în putere, așa cum spune psalmistul David. Iată aceste zile, în special ultimile trei, Joia Mare, Vinerea cea Mare, Sâmbăta cea Mare și încheind cu această explozie de lumină și bucurie, toate acestea formează un întreg. Nici o piesă de aici nu poate lipsi. Nu putem vorbi de înviere fără cruce. De aceea e greu pentru cei care nu au postit, care nu s-au nevoit, care n-au încercat să-L imite pe Hristos și pe prietenii Lui, pe sfinții bisericii, aceia întrucât n-au dus crucea, nu prea au de unde să înțeleagă mare lucru din înviere. Sau dacă am dat la o parte cina de taină și am venit aici să vorbim doar despre ouă roșii și carne, dar să uităm de împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, care este adevăratul Paște și care este adevărata mâncare și băutură, și care este adevăratul miel al lui Dumnezeu. Dacă uităm toate acestea, iarăși nu mai este înviere. Dacă uităm cât de mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu și cum și-a întins mâinile pe cruce ca să ne îmbrățișeze pe toți, inclusiv pe cei care îl scuipă, care îl refuză, care îl trădează, chiar și pe aceia Hristos îi iubește. Și dacă nu înțelegem aceasta, și nu încercăm să ne schimbăm, măcar puțin, dacă nu putem să facem asta în fiecare zi, să o facem măcar la Paște. După 7 săptămâni de nevoință, după ce am făcut destule metanii, am mai citit din Psaltire, să luăm și această decizie și să-L chemăm pe Hristos să învieze în sufletele noastre ca să fim altfel. Nu mai avem dreptul să fim la fel cum am fost. De aceea ne așezăm în genunchi la spovedanie și apoi ne ridicăm ca să arătăm ridicarea din păcat, să arătăm că vrem să înviem, că nu mai vrem să fim robi morții, că nu vrem să avem nimic în comun cu diavolul și patimile lui. Deci, iubiților, sărbătoarea de astăzi ne cheamă să fim responsabili și serioși. Am avut ceva discuții cu unele persoane în zilele trecute și când îi întrebam de ce n-ați fost tot postul să vă spovediți, să vă împărtășiți,
Ei credeau că mă vor surprinde cu răspunsul fals smerit, repet încă o dată, fals smerit: Părinte, suntem păcătoși. Nu mă interesează asta. Și nici pe Hristos nu-L interesează asta. Noi toți suntem păcătoși, numai că unii ne pocăim și alții nu. Unii ne luăm în serios viața duhovnicească, alții nu. Nu mai spune niciodată că ești păcătos, ci încearcă să nu mai fii păcătos. Fii odată și odată serios în relația ta cu Dumnezeu. Eu stau și mă uit la voi. S-a terminat pandemia? Unde vi-s măștile? De ce nu stați acasă, închiși, să vă dezinfectați mâinile de 10 ori pe zi? Că ați obosit? E firesc să obosiți, mai ales atunci când anumite lucruri nu au sens. Dar nu puțini au fost cei care au spus că, păi părinte, cum să venim dacă e pandemie? La magazine merg, la școală își duc copiii și nu numai la școală, și la fotbal, și la bazin, și peste tot. Merg în vacanțe, toate și le fac. Uite, biserica e focarul cel mai mare de infecție. Dar știți de ce se tem unii să se infecteze aici? De adevăr. Pentru că aici, chiar și atunci când purtăm masca la gură, de fapt în fața lui Dumnezeu se dau jos alte măști. Și aici nicio justificare, nicio îndreptățire de sine nu mai stă în picioare, nu mai are valoare. Totul cade. Da, pe mine pot să mă minți, pot să-L minți pe alt preot, dar pe Dumnezeu oare pot să-L minți? Uite, poți să te uiți așa în ochii lui Hristos și să-i spui: Doamne, n-am fost 2 sau 3 ani la biserică din cauza pandemiei. Poți să spui asta? Sincer? Cred că nu prea. Și atunci problema nu este că avem sau nu avem păcate, noi toți le avem. Numai că puțini dintre păcătoși sunt serioși. Noi toți suntem bolnavi, dar nu toți bolnavii merg la spital. Unii nici măcar nu știu la ce medic să meargă, mai greșesc, mai merg și a doua, și a treia, și a zecea oară, încearcă un tratament, nu merge, îi se recomandă altul și așa mai departe. Dacă am avea grijă și de sufletul nostru, așa cum avem grijă de trup, ar fi raiul pe pământ. Deci, frații mei, nu aș vrea ca ziua de Paște să fie o zi de mustrare. Aș vrea să fie o zi de nădejde și încurajare. Să ne luăm inima în dinți, cum spunem noi. Și Hristos, care a biruit moartea, oare nu ne va ajuta pe noi să biruim aceste lucruri mărunte care ne trag în jos în fiecare zi? El abia așteaptă să ne sară în ajutor. Abia așteaptă să ne împlinească cererea. Dar care-i cererea noastră? De multe ori cererea, iarăși, sănătate. Cel mai important lucru, să fie sănătate. Pentru ce sănătate? Ca să poți lucra 7 zile din săptămână? Să poți lucra câte 12-14 ore pe zi? Dacă pentru asta vrei sănătate, atunci să-ți o ia Dumnezeu și să-ți dea sănătatea minții. Că dacă vei avea mintea sănătoasă, vei ști cum să-ți aranjezi viața și lucrurile așa încât să lucrezi atât cât este nevoie și atât cât Dumnezeu a rânduit, respectând duminica, respectând sărbătorile, respectându-ți până la urmă timpul tău care trebuie să-l dedici uneori lecturii sau unui copil, unei călătorii, unei plimbări chiar. Dar noi nu suntem capabili să facem lucrurile acestea tocmai pentru că suntem robiți. Deci, iubiților, haideți să ne sculăm din morți, să fim serioși. Și dacă vom fi serioși, vom vedea că pe an ce trece, câte un păcat, câte o patimă, pleacă. Iar noi devenim mai apropiați de Dumnezeu. Nu mai spuneți scuze, că se mânie Dumnezeu pe scuzele voastre de 2 bani. Ci mai degrabă ar trebui să recunoaștem că suntem așa cum suntem și să înțelegem că totdeauna și în toate privințele viața noastră poate fi fericită numai dacă ambele coordonate sunt bine aranjate. În primul rând, coordonata pe verticală, relația noastră cu Dumnezeu,
și apoi și cea pe orizontală cu oamenii din jurul nostru. Dar dacă lipsește în primul rând verticala, să știți că și orizontala va cădea, va scârțâi și la un moment dat va dispărea. Și vom rămâne noi cu egoismul nostru, cu patimile noastre, cu apucăturile noastre și smiorcăielile noastre de dezvinovățire la tot pasul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca prin puterea Lui, puterea Lui Hristos cel Înviat, prin lumina Lui și prin harul Său să devenim serioși, curajoși și mai iubitori. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Hristos a înviat! Hristos văscrese! Cristul resuscitou!